Am revenit în direct, vă spuneam și în prima parte a emisiunii, avertizare, amenințare, până la urmă, ce avertizare? Amenințare cu bombă la un hotel din Timișoara, Hotel Continental, un hotel care, sigur, zilele acestea este ombilical legat de numele prezidențiabilului USR, Elena Lasconi, care de vineri până mâine sălășluiește în acest hotel, cunoscut hotel timișorean. Elena Lasconi, ne-a confirmat deputatul Radu Miruță, nu se afla nici în hotel și nici măcar în Timișoara la momentul acestei amenințări cu bombă, dar avem prin telefon, a binevoit să intervină spre a purta un dialog cu noi, domnul deputat Cristian Zeidler. Bună seara, domnule deputat! Bună seara, domnul Zeidler! Bună seara! Domnul deputat Zeidler, care se afla chiar în hotel în momentul în care au venit autoritățile să verifice dacă e într-adevăr o amenințare teroristă sau o bășcălie telefonică. Domnule Zeidler, dacă ne puteți spune exact cum s-au desfășurat lucrurile și dacă există o concluzie până la acest moment. Eram în camera de hotel, eram singur din echipa care rămăsese în Timișoara și în hotel. Toți ceilalți, Elena și toată echipa, este la reșită astăzi. Urmează să se întoarcă de seară. A venit un domn din personalul hotelului, a spus alarmă cu bombă, evacuare pe scări. Și m-am conformat. Cam asta e tot ce știu. Era poliție în fața hotelului. Sper să fie o bășcălie nefericită, dar bășcălie. Da, până în momentul ăsta nu vi s-a comunicat nimic, dacă vă puteți întoarce în camera de hotel, dacă e în continuare închis perimetru? Era închis acum 5 minute când am plecat de acolo, a început și ploaia între timp și am intrat într-un local, dar mă voi întoarce să văd care e situația. Deci cel puțin până în urmă câteva minute continuau verificările. Probabil, eu adică chiar m-am uitat dacă există vreo mașină din aceea antiteror sau nu fosise încă, erau echipaje ale poliției, într-adevăr, care delimitaseră și închiseseră. Nu era nimeni de la Brigada Antiteror SRI, că noi am citit o știre, sigur că dat din presa locală, confirma prezența poliției, pompierilor și a angajaților SRI, ne-am gândit că Brigada Antiteror, că altceva pe ce îți trimis, pe aia să asculte eu, telefoane. Eu cel puțin nu am văzut mașinile, am văzut mașinile poliției și am văzut personalul de la poliție și de la jandarmerie, atât. Nu vreau să o dăm în teoria conspirației, nu e nici stilul nostru și cu certitudine nici al dumneavoastră, dar corelați vreun pic acest apel telefonic până la a fi descris în altfel cu prezența președintelui USR, candidatului USR la prezidențiale acolo în hotel, credeți că e vreo legătură sau aia e? Cum ați spus, nici eu nu sunt adeptul teoriilor conspiraționiste, dar evident că și mie mi s-a întresărit întrebarea cum de fix acum, fix aici, când tocmai suntem și noi aici. Dar dacă cineva a avut vreo idee, să știe că în cameră poate găsi eventual haine, periuțe de dinți, niciun secretizat, niciun plan de campanie. Ce spuneți dumneavoastră este că asta a detenat cumva o evacuare a dumneavoastră. Păi de acolo, alt sens ce lăsând se camerele existe? Libere, nu știu, să tensionezi sau să faci o glumă doar pe seama unse. Nu. Ziceți dumneavoastră că asta a determinat eliberarea camerelor și acolo să apară într-adevăr planul pentru România al doamnei Lasconi și să ne trezim cu, nu știu, un candidat care vine și zice ideile doamnei Lasconi. Nu știu dacă dă idei public înainte de a fi lansat public pe site-ul elenalasconi.ro. Da, nu știu dacă voia să-i fure punctajul Elenei Lasconi, da, sau să o fi gândit că cine știe ce altceva. Documente secrete, naiba știe cu ce umplă doamna Lasconi în campanie. Nu, nu să aibă documente secrete. Eu eventual am acces la așa ceva, dar nu am niciodată cu mine documente secrete. Să dumneavoastră, ce aveți acces la documente secrete? Ia stați așa un pic. Păi conform legii parlamentare au certificat ornic și deci... Am crezut că dumneavoastră personal, că ne faceți acum o dezvăluire. Eu, care sunt agent CIA, am acces la documente. Cred că ați dat și dată funcționare. Da, știți că la noi pe B1 aici se mai practică. Dezvăluiri de-astea. Bine. Lucrurile sunt în regulă, de-aia și glumim. De-aia ne și permitem acest Da, sperăm să nu fie vreo răsturnare de situație și să regretăm râsul ăsta acum, dar nu cred că e cazul. S-ar fi la fel, dar întâmplat. Sper să fie, cum vă spuneam, o alarmă falsă și nimic. Dacă tot v-am prins pe telefon, ce mai urmează? E într-un turneu național, doamna Lasconi? Mergeți și până alte zone sau a fost ceva aici local în Banat? Nu, am mai fost și la Cluj, am mai fost și în județul Constanța, acum suntem în județul Timiș și Caraș-Severin astăzi.
vom merge în Oltenia, în Transilvania, în toată Moldova, în Bucovina, vom reveni în Dobrogea, adică vom merge în toată țara. Și știți că primirea este spectaculoasă din partea oamenilor simpli. Vedeți că e pe piață și poate în călătorie dumneavoastră că drumurile sunt lungi, nu avem autostrăzi. Și pe mașină ce citiți? Și aveți aici o carte, dacă vreți, domnul Zaider, poate nu sunteți în fața unui nu, ne-a zis că nu e. Nicolae Ciucă, în slujba țării. Să vedeți că a apărut ieri. Are de toate, chiar pe mine m-a prins, am citit multe pasaje în timpul emisiunii. Bine. Da. Am citit o recenzie deja a cărții, pot să spun numele site-ului? Puteți să spuneți orice, că aveți imunitate parlamentară. Da. Ce a citit? Ziceți-mi. Ce a citit? Pe Comunitatea Liberală o recenzie a cărții făcută de domnul Preda și am înțeles că nu... Că cu proximea mea vizită la librărie nu mă voi opri în fața standului. Deci ați citit rezumatul sau ce, domnule? A citit o recenzie. O recenzie, păi da, citiți, domnule, cartea, lăsați-i. Trebuie dumneavoastră personal să vă faceți o, face o părere. Face impresie, nu mai o filtrați până alte rațiuni. Citiți dumneavoastră și vedeți după aia, da. Da. O părere. Și și-au făcut și românii, cred. Mă rog, bun, mulțumim mult pentru intervenție, pentru explicații. Deputatul Cristian Zeidler, USR, reamintim informația momentului, a fost o amenințare cu bombă în Timișoara, fix la hotelul în care sunt cazați useriștii aflați în turneu național. Pe domnul Zeidler, amenințarea asta l-a prins chiar în camera de hotel. A avut bunăvoința de a ne lămuri cu privire la ce s-a petrecut acolo, cum s-a intervenit și câte acestea și mai câte. Avem și o altă amenințare, sigur nu de genul acesta, una chiar reală, o amenințare pe care o proliferează. Domnul Marcel Ciolacu de la pupitrul postului de premier al României mi-a plăcut și cum a formulat-o. A zis, n-a zis că îi invit pe nu știu ce. A zis că, cum a zis, domnule, că uite că îmi scapă termenul. Dar poate, n-avem înregistrare cu el? Poate aveți înregistrarea și... Păi avem înregistrare cu el, nu te mai forță. Vă zic ce termen a folosit.